Este doliu imens în lumea filmului din India. Din păcate, regizorul indian Rajkumar Kohli, tatăl actorului Arman Kohli, a murit la vârsta de 90 de ani. În mormântarea veteranului cineasta a avut loc vineri seara. El a realizat filme cunoscute publicului internațional, precum Jean Dushman 2002, filmul lui Akshay Kumar. Potrivit primelor date, acesta s-a stins vineri dimineață. Publicistul și prietenul apropiat al lui Arman, Vijay Grover, a confirmat vestea el a dezvăluit că ceremonia de înmormântare a avut loc vineri. Conform portalului, se pare că Rajkumar Kohli a vrut să facă un duș vineri dimineață, însă nu a mai ieșit din baie. Se pare că fiul său, Arman Kohli, a spart ușa și și-a găsit tatăl pe podea. Rajkumar a fost apoi transportat de urgență la spital, unde a fost declarat decesul. Dumnezeu să-l odihnească în pace!